Rodney Steven Steiger s-a născut în New York pe 14 aprilie 1925. Cariera actoricească a americanului este una de invidiat, numărând circa 100 de filme. Nume precum Peter Falk, Marlon Brando, Sidney Poitier sau mai recent Melanie Griffith ori Denzel Washington fac parte din pleiada de actori care au fost parteneri în diferite filme. De la serialul Columbo, trecând prin extraordinara prestație care a presupus interpretarea lui Napoleon, Steiger este cunoscut mai ales pentru o serie de pelicule precum Dr. Zhivago sau In the Heat of the Night. Această realizare aducându-i actorului în 1967 un Oscar pentru cel mai bun actor. Rod Steiger in the Heat of the Night. Thank you. Thank you very much. Filmografia actorului american cuprinde de asemenea producția The Pawnbroker sau Crazy in Alabama, film regizat de Antonio Banderas cu Melanie Griffith, de asemenea în distribuție. The Hurricane este o producție relativ mai recentă în care Steiger joacă de această dată alături de Denzel Washington.